Bună, dragii mei, și bine v-am regăsit pe canalul meu de YouTube. Astăzi filmăm, cred că, cel mai așteptat clip de către voi, și anume ce am primit de la Oriflame în 4 ani de zile. Eu sunt consultant de 4 ani în această companie, sunt mai mult decât consultant, dar toate aceste premii le-am primit și pentru că am fost fidelă și am plasat comenzi în fiecare catalog, dar și pentru că sunt și sponsor și am o echipă și anumite cadouri sunt și din programele de sponsori. Să știți că sunt foarte, foarte multe și sper să nu dureze o veșnicie acest video și sper să îl urmăriți cu drag, pentru că voi mi-ați cerut acest videoclip. Este de fapt o actualizare a videoclipului de anul trecut și pentru că în această lună, în luna aprilie, am făcut 4 ani de când sunt consultant la această companie, voi mi-ați cerut să vă fac un update la acel video și să vedem ce am mai câștigat, cu ce am mai rămas, pentru că știți că unele premii le-am făcut și cadou și nu o să le mai regăsiți în acest video, dar probabil o să vă menționez eu despre ele, despre cele de care mai aduc aminte, și sper că am luat toate premiile, pentru că sincer nu mai mi-amintesc chiar de toate. Dacă mai există ceva prin casă, îmi pare rău dacă nu l-am luat. O să fac o introducere scurtă, sper să fie scurtă, și o să începem foarte repede pentru că am foarte multe să vă arăt. În primul rând, am primit foarte multe ceasuri de la ei și le-am pus, știți, pe suportul acesta pe care l-am luat din Jumbo, și nu sunt ele toate ceasurile pe care le-am primit, am primit mai multe, ele sunt doar câteva. Le-am păstrat pe acelea care au apărut în catalogul acesta și pe care le puteți și voi câștiga în catalogul numărul 5, adică acesta de bărbat, care așa arată și a venit la set cu o baterie externă. Dar eu deja o folosesc și am scos-o din această cutie. Așa arată și bateria și a venit și cu cablu USB. Iar setul de damă, deocamdată nu am umblat la el, este cu acest ceas auriu și cu cele două brățări. Vi l-am arătat și în videoclipul anterior. Cred că au fost mai multe ceasuri, dar chiar nu mai mi-amintesc dacă ele sunt toate. Mă gândesc cum să fac loc ca să pot să vi-l arăt pe toate, pentru că sunt foarte, foarte multe. Dacă mă urmăriți pe Instagram, ați văzut la Insta Story că aveam efectiv patul plin de ele și sper că le-am găsit pe toate. Anul acesta am primit și un epilator de la Roventa, pe care la fel nu l-am desfăcut pentru că am deja unul desfăcut pe care îl folosesc. Probabil dacă se strică acela, o să-l folosesc pe acesta. Nu mai știu în ce perioadă sau acum câți ani am primit acest mixer. Scrie aici că este un model AES, habar n-am de unde. Scrie că are 5 viteze de lucru, un buton turbo, nebunii, este un mixer, știți și voi ce înseamnă un mixer. La fel nu l-am desfăcut pentru că am deja unul. Cred că cele despre care vă vorbesc o să le pun aici jos lângă mine ca să pot să le fac loc celorlalte. Am mai primit și un blender manual de la Russell Hubs. O să vedeți că foarte multe nu le-am desfăcut pentru că le-am păstrat probabil când mă voi muta la mine acasă, așa că n-am de ce să le desfac de acum. Scrie că este bun și pentru supe și pentru smoothie-uri, este ușor de folosit și puteți să-l preparați la foarte multe mâncăruri. La o competiție de acum 2 ani sau un an, ceva de genul, am câștigat împreună cu echipa mea câte un set de tacâmuri. Că pe timp de iarnă le-am primit și sunt, nu mai știu câte tacâmuri sunt aici, cred că 24 în fiecare, chiar nu mai știu sincer să vă spun, dar mă bucur că le-am primit. Vedem dacă sunt la cutie ca să vi le și arăt cât de cât, da, sunt la cutie. Deci așa au venit, arată foarte fain, îmi place mult cum au venit ambalate. Și mai îmi place la ele că au toate inscripționat pe ele cuvântul ambiție, și asta e puțin ciudat să te motiveze niște tacâmuri, dar e un cuvânt foarte fain de care avem nevoie cu toții. Probabil că l-ar motiva mult mai mult pe un bucătar, dar e ok și așa. Cred că acum 3 sau 4 ani chiar am primit și acest set de farfurii, castroane, pahare, de fapt nu sunt niște căni. Este un set din ceramică pentru două persoane și are modelul acesta așa, cu fulgișori pe margini, cu roșu și cu alb. Probabil le-am primit pe timp de iarnă tot așa. Să încep cu gențile oare? Mai am multe aparate în spate, dar
cred că o să mă duc să le iau după și să iau mai tăceam pe lângă mine, zic și eu. Am primit și niște genți, acelea Uptown Chic pe care le știți deja. Am una ambalată și nu o să o desfac pentru că o să fac cadou. Și o mai am pe a mea, pe care o știți de acum 2 sau 3 cataloge. A fost o geantă foarte cerută de voi și v-a plăcut foarte mult, țin minte. Și mie îmi place la fel de mult ca și vouă. Și am folosit-o cu drag și acum folosesc alta. Și cine știe câte genți o să mai folosesc, pentru că o să primim totdeauna genți. Și dacă tot vorbim despre genți, o mai am pe aceasta de vara trecută, dar nu mai știu cum se numea. Dar la fel am purtat-o și pe ea foarte, foarte mult timp și s-a cam uzat, ce-i drept, pentru că am purtat-o destul de mult timp. Am purtat-o și la facultate și pe timp de vară și sincer mi-a plăcut foarte mult când a apărut. Gențile acestea de umăr le-am primit din programele de sponsor, iar din programele de loialitate am primit această geantă superbă aurie. La fel nu mai știu cum se numea, cred că mai Destiny, ceva de genul. Știu că era din colecția aceea cu Elena Gheorghe, tot pe timp de iarnă am primit-o și pe ea, îmi place că vine cu lănțișor. Am purtat-o și îmi place enorm geanta aceasta, deci mi se pare foarte elegantă și mă bucur mult că am primit-o. Și în videoclipul anterior ați văzut că am primit și această geantă de tip poștaș, zic eu, tot așa, este cu lănțișor înăuntru, poate fi purtată și pe umăr, dar am lăsat-o deocamdată în săculeț pentru că o voi purta pe timp de vară. Nu mai știu în ce perioadă, cred că acum 2 ani. Nu cred că sunt 2 ani, în toamnă oare? Am primit acele genți care iară nu mai știu cum se numeau. Dar oricum am primit și geanta de umăr și portofelul și aceste genți de cosmetice pe care le-am păstrat pentru că îmi plac mult și mă duc și mai fac prezentări cu ele. Dar aceea de umăr și portofelul le-am făcut cadou. Am fost foarte fericită să primesc această geantă pentru bijuterii, zic eu, sau pentru cosmetice, nu mai știu exact pentru ce scria că este, dar știu că se numea Silver și este o casetă de bijuterii, de cosmetice, de ce vreți voi. Îmi place mult de tot caseta aceasta. Nu prea am mai luat-o la prezentări pentru că mi-e frică, sincer, să nu se rupă mânerul când pun foarte multe produse în ea. O iau destul de rar pe la prezentări, dar îmi place oricum să o țin acasă, este foarte elegantă. O să încerc să vă și desfac, sper să mă încadrez cu ea, cam așa arată. Sper că m-am încadrat cât de cât cu ea. Deci îmi place foarte mult geanta aceasta, pare foarte, foarte utilă. Dintr-un program de loialitate de acum câțiva ani, am primit acești ochelari de soare, nu mai știu iarăși cum se numeau, cred că Navi, și au venit și cu etui, cred că așa se numește, și așa arată ochelarii, au și o batistută din aceasta și încă sunt în folie, pentru că nu i-am purtat. Și iar asta zic că am terminat cu ce e lângă mine, dar nu am terminat. Iarăși o să vă arăt niște genți. Pe aceasta n-am mai desfăcut-o, pentru că am deja una desfăcută. Este geanta Uptown Chic, aceea de weekend. Și o să vă arăt pe aceea desfăcută, pe care la fel o păstrez în săcule. Și așa arată cea de weekend. Este din aceea mare, puteți să o luați în călătorii. Și eu asta am să fac. Aveam niște gentuțe foarte deteriorate și erau foarte vechi și acestea sunt chiar bine venite, arată mult mai elegant într-o călătorie să puteți să luați asemenea gentuțe care, nu știu, dau așa impresia că sunt din imitație de piele. Îmi plac mult de tot și mai am una de weekend, dar nu mai știu cum se numea. Chiar nu mai știu cum se numea, dar am primit-o și pe aceasta, care este la fel foarte mare și ea chiar zici că e din piele, deci îmi place foarte mult cum arată geanta aceasta. Mi se pare foarte elegantă, nici nu mă încadrez cu ea, dar este foarte mare, credeți-mă. Nu mai știu cum se numea, dar îmi place super, super mult. Știu că a fost tot așa într-un program de bun venit, cred că în toamna aceasta, bine, toamna trecută. Și acum o să mă duc să le iau și pe celelalte. Nu știu dacă voi ați vrut să vă descriu fiecare produs, dar sincer oricum nu prea mă pricep să descriu prea bine produsele. Cred că ați observat deja chestia asta. Dar hai să continuăm, am fost să le iau și pe celelalte și o să încep iarăși să vă arăt aparate, în majoritatea de bucătărie, și o să vă arăt acest aparat de bucătărie de făcut clătite, care este imens. Și
ocupă foarte mult spațiu și la fel l-am lăsat ambalat. Cred că cel mai bine ar fi să vă arăt, să vă pun câte un card la fiecare aparat din acesta pe care l-am descris în videoclipurile trecute. Să știți că aparatele acestea de la Russell Hubs le găsiți și în magazine, dar bineînțeles că le găsiți la prețurile lor originale. Dar ăsta e avantajul de a fi sponsor Oriflame, primești foarte multe cadouri pentru că ești răsplătit pentru ceea ce faci și nu știu ce alt job mai oferă, sincer, astfel de aparate, de accesorii, de chestii de genul acesta. Eu una de asta iubesc ce fac și de asta fac acest job, pentru că sincer simt că este pentru mine. Așadar, ca să fac o mică paranteză, dacă și ție ți-ar plăcea să ai programul tău, să te trezești când vrei tu, să îți planifici zilele și programul și cum vrei tu să muncești în fiecare zi, să faci ceea ce îți place, principala ta activitate să fie ieșirea la cafele cu fetele, mi se pare o activitate pe care cred că orice femeie și-ar dori-o, sincer. Majoritatea timpului să știți că mi-l dedic online, ceea ce înseamnă să stai acasă și să poți să faci tot ce vrei tu, să poți să-ți faci treburile zilnice, ca să zic așa, în timp ce muncești și pentru afacerea ta, să mai și primești premii pe lângă tot ceea ce faci, adică mai nimic, să mai primești și salariu pentru tot ceea ce faci. Și lucrul care mă bucură cel mai mult la acest job este că ne oferă și excursii internaționale plătite de companie, în care puteți merge câteva zile în locații de vis, unde veți avea cazări în hoteluri de 5 stele și nu mai pomenesc de alte beneficii pe care puteți să le aveți la ei, așa că eu una chiar mă regăsesc în acest job, mi se pare un job fantastic pe care eu una chiar îl fac cu drag. Tot ce trebuie să faci ca să primești toate aceste lucruri este să te implici în ceea ce faci, pentru că e normal că niciun beneficiu nu vine fără să faci chiar nimic, dar eu zic că la munca pe care o depune un sponsor în Oriflame, toate avantajele și beneficiile pe care le oferă compania asta se merită, sincer, vă spun. Chestia asta vă spun din inimă, vă spun ca de la o persoană la alta, este un job pe care chiar îl recomand tuturor. Bun, am trecut de paranteza asta și să revenim la produse. Am primit și un cuțit electric, tot de la Russell Hubs, la fel îl găsiți și pe el în magazine. Văd că are și 3 ani de garanție. Ce să vă mai spun despre el, pentru că eu v-am zis că habar n-am să descriu produse. Văd că merge prin apăsarea unui buton. Na, este un cuțit electric, își face singur treaba. Văd că e mare parte pentru legume și fructe. Da, cred că el era dintr-un program de loialitate, adică pentru că am plasat comenzi din fiecare catalog de o anumită sumă. Am mai primit și acest set de cuțite, este și o farfecă aici, la fel nici pe ele nu le-am desigilat, nu mai știu exact în ce perioadă le-am primit, dar le-ați văzut și în videoclipul cu ce am primit în 3 ani de la Oriflame. Sunt diverse cuțite de mărimi diferite și sincer nu știu de la ce firmă sunt. Cred că sunt chiar Oriflame, pentru că nu scrie o anumită firmă. Dar din ce am înțeles de la fetele mele, pentru că au primit și ele în programul de loialitate, sunt foarte, foarte utile. Deci, probabil când le voi folosi, vă voi da un feedback la toate aceste produse. Am primit și un set de rusoape, tot stilul acesta marinăresc, cum au fost și ochelarii de soare. Am mai avut și un ceas de la ei, dar din păcate mi s-a rupt brățara și era foarte, foarte drăguț. Sunt 3 prosoape din ce mi-amintesc eu, unul pentru față. Ia să vedem dacă mai scrie pe aici, că n-aș vrea să le desfac iarăși. Sunt din bumbac, dar dacă vreți să recomandați, codul lor este 28538, dar nu știu dacă mai sunt pe stoc, pentru că sunt de foarte mulți ani. Așa, am mai primit și eu un cântar și așa arată dumnealui. Pe el de obicei îl țin tot la bucătărie, dar nu este un cântar de bucătărie. Văd că maximul este de 150 de kilograme. Și ce să vă zic, și cred că tot dintr-un program de loialitate l-am, dar nu mai știu cum se numea sau de unde, de la ce firmă, chiar nu mai știu. Cred că sincer e de la Oriflame și acesta, adică e firmă proprie. Am mai primit și un set de cafea cu o cană din aceasta mai mare și 2 mai mici și la fel văd că nu are denumire. Conține infuzor cu capacitate de 800 de ml și 2 căni cu capacitate de 200 de ml. Ca materiale conține plastic, sticlă termorezistentă și oțel inoxidabil.
Pe el nu mai aduc aminte cum l-am primit, cred că este din primul meu an de la Oriflame și chiar nu mai mi-amintesc cum le-am primit. Am mai primit și un set de cappuccino, care arată cam așa și are două pahare din acestea sau nu știu cum se le numesc și un aparat din acesta care prepară cappuccino. L-am folosit atunci imediat cum l-am primit, dar după aceea l-am pus înapoi în cutie pentru că am zis să nu-l mai țin desfăcut și pe acesta, plus că nu stau mereu să îmi prepar cappuccino și atunci am mai primit și două blendere. O să vi le arăt pe rând. Ambele sunt de la Russell Hub și sunt imense. Primul este acesta, cu care sper să mă încadrez, pentru că e foarte mare. Așa, și nu mai știu în ce perioadă l-am primit. Văd că are o singură treaptă de viteză și mai multe funcții pe aici. La fel, nu o să stau să vi le citesc pentru că sunt o grămadă. Dar știți și voi ce puteți face cu un blender. Și l-am mai primit și pe acesta, care văd că se numește Russell Hubs Mix & Go Pro și are la fel funcțiile pe care le are pentru fructe. Are două sticle care au capacitate până la 600 de ml, cred. Așa, și mai multe funcții pe aici. Apropo, legat de blendere, pentru că tot vorbim despre ele, în campania 6 o să puteți să primiți, dacă vă alturați și voi echipei mele, un astfel de blender, bine, se numește Mix & Go Juice, ceva de genul, dar tot așa două sticle din acestea conține și dacă vreți să vedeți mai multe poze o să le găsiți pe pagina mea de Facebook, așa că în catalogul care începe chiar de marți, pe 17 aprilie, o să puteți să primiți și voi acest blender. Dacă vă alturați echipei mele Oriflame, o să vă ofer toate detaliile și informațiile necesare, o să vă trimit eu materialele gratuit. Tot ce trebuie să faceți este să completați linkul din descrierea acestui video și o să vă contactez eu. Am terminat și cu blenderele și ce credeți că am terminat? N-am. O să vă mai arăt și o pătură pe care am primit-o de Crăciun, de acum 2 ani. Așa arată ea, este pe o parte roșie cu fulgi, iar pe partea cealaltă este albă cu fulgi roșii, adică invers. Și pe ea am primit-o dintr-un program de loialitate. Și ultimele două chestii pe care le-am primit, dacă am mai primit altceva, să știți că nu mai ne-aduc aminte. Așa, am primit un ondulator de păr de la Roventa, care îmi place super mult și să știți că este chiar foarte util. Și îmi place că am primit exact modelul acesta pe care eu chiar pot să-l folosesc pentru bucle. Am mai avut unul de la Remington, dacă nu mă înșel, și m-am chinuit foarte mult să-l vând. Nu-l aveam de la Oriflame, dar efectiv nu puteam să fac nimic cu el. Nu-mi ieșeau buclele deloc, nu am idei de ce. Acesta mi este foarte, foarte folositor. Ultimul lucru pe care l-am primit este din iarna anului 2017, adică iarna trecută, vedeți voi. Am primit acest set cu uscător de păr și placă de păr de la Remington, de care sunt foarte mulțumită și la fel nu le-am desfăcut pentru că eu am deja un uscător de păr, nu mai știu de la ce firmă, și placa de păr o am de la Remington, iar în cazul în care nu o să mai funcționeze, o să le folosesc pe acestea. Dar fetele mele, cele care au câștigat acest set, mi-au spus că este minunat și este foarte folositor și placa și uscătorul de păr și nu face altceva decât să mă bucure acest lucru. Cred că asta a fost cam tot, pentru că restul produselor care le-am primit le-am oferit cadou și atunci nu mai am cum să vi le arăt, dar puteți să aruncați o privire la videoclipul acela cu ce am primit în 3 ani de la Oriflame și să vedeți cam ce mai aveam pe acolo și ce anume am făcut cadou altor persoane, pentru că v-am zis că nu am păstrat chiar tot ce am primit. Eu sper din suflet că v-a fost util acest video și că în primul rând v-a convins că Oriflame nu vă oferă cadouri doar în primele voastre 3 comenzi, ci vă oferă pe tot parcursul timpului pe care voi îl dedicați acestei oportunități, ca să zic așa. În funcție de cât de mult vă implicați, puteți să primiți foarte multe premii, cadouri, ce vreți voi, sunt foarte multe programe, programele continuă, sunt și astăzi și vor fi cât timp va mai fi Oriflame în România și probabil va mai fi mult timp de acum încolo, pentru că de la un an la altul ies locul 1 la vânzare și la dezvoltare și la foarte multe alte lucruri.
ca și companie și atunci sunt convinsă că vor evolua mult mai mult de acum înainte. Așa că dacă vreți și voi să aveți parte de astfel de premii, dacă vreți să aveți propria voastră afacere și să fiți răsplătiți nu doar prin salarii și bani, așa cum spuneam, ci și prin premii și călătorii și multe altele, eu vă invit cu drag în echipa mea să lucrăm împreună la succesul vostru, să ajungeți acolo unde vă doriți voi și să vă îndepliniți visele prin Oriflame. Eu personal sunt foarte mulțumită de tot ce am primit de-a lungul acestor ani și sunt nerăbdătoare să văd ce ne pregătește Oriflame în continuare. Mulțumesc din suflet pentru toate aceste cadouri și vă mulțumesc și vouă că ați urmărit acest video. Aștept să-mi spuneți în comentarii ce părere aveți despre acest video, dacă vreți să-l vedeți și anul viitor, ce videoclipuri ați vrea să pregătesc noi pe canalul meu de YouTube. Dacă sunteți consultanți, aștept să-mi spuneți și voi ce premii ați primit până acum. Și pe final vreau să fac și un mic concurs cu ocazia acestui video și voi oferi cadou acești ochelari de soare pe care i-ați văzut de la Navi, pentru că tot vine vremea aceasta călduroasă. Deci îi veți primi în acest etui și în folia aceea de protecție și așa arată. Și ați văzut că așa arată ochelarii de soare. Tot ce trebuie să faceți pentru a participa la acest concurs este să dați like videoclipului, să vă abonați la canalul meu, iar share-ul trebuie să fie public și să conțină hashtag-ul concurs 4 ani Oriflame. Dacă share-ul vostru nu este public, eu nu o să-l pot vedea și nu o să-l pot lua în considerare, deci nu uitați, aveți 3 reguli: să dați like acestui video, să fiți abonați ai canalului meu de YouTube și să dați share acestui video cu hashtag-ul concurs 4 ani Oriflame. Sper să folosiți acești ochelari cu plăcere și câștigătoarea o voi anunța în 2 săptămâni. Deci aveți timp 2 săptămâni să vă înscriți la acest videoclip, o voi anunța pe Insta Story, așa că ar trebui să mă urmăriți și pe Instagram. Contul meu de Instagram îl găsiți în descrierea acestui video, dar voi posta numele câștigătoarei și în comentariile acestui videoclip. Eu vă mulțumesc din nou pentru vizionarea acestui video și rămâneți să ne vedem la următorul. V-am pupat, pa, pa!